Bună seara tuturor și bine ne-am întâlnit la webinarul intitulat Iertare. O să începem, ca de fiecare dată, cu rugăciunea Tatălui nostru. O să vă rog pe toți să spuneți în gând această rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite spre noastră puterea Ta pentru că primi ajutor. Amin. Nu știu dacă s-a auzit începerea. Bine. A fost oprit microfonul de sus și probabil a început să auzim mai greu. Am considerat necesară această întâlnire, fiindcă pe parcursul anilor am întâlnit de nenumărate ori cazuri de neiertare. Și acestea duc la boală, la neliniște, la povară, la nesomn, la foarte multe lucruri care ne afectează viața. Este foarte important să înțelegem că, în primul rând, trebuie să ne iertăm noi pe noi. După aceea, e important să-l iertăm pe aproapele nostru, pe cei care ne-au greșit, chiar dacă nu ne sunt aproape. Și este foarte important, de multe ori, să iertăm chiar și străbunii noștri, care, din anumite motive, au făcut greșeli și noi putem să plătim pentru ele. Asta ne poate ajuta să trăim conștient și să căutăm să greșim cât mai puțin, pentru ca strămoși, pentru cei care vor urma după noi să nu mai ducă această povară a neiertării. Întotdeauna, la seminariile mele, v-am spus că pacea este mai mare decât dreptatea. De multe ori aud explicații, da, dar am avut dreptate. Bineînțeles că ai dreptate, dar dacă acea dreptate îți aduce conflict, îți aduce neliniște, îți aduce supărare, la ce bună această dreptate? Pe când dacă tu ai pus pace, poți să ai liniște, poți să ai bună înțelegere, poți să ai un somn bun și să înțelegi că puterea este la tine, nu este la altcineva. Neiertarea ascunde de foarte multe ori nevoia de răzbunare, ascunde ura, ascunde acea nevoie de a plăti cu aceeași monedă. Și atunci, cu ce suntem mai buni decât cel care a greșit? Primul beneficiar care este atunci când se apelează la iertare, suntem noi, cei care iertăm. Așa că e foarte important să iertăm, fiindcă noi suntem cei care beneficiem de acel lucru. Cel care a greșit, poate că nici nu mai aduce aminte că a greșit.
Dar noi ținem minte că acea persoană a greșit și ne-a făcut ceva în care noi am suferit foarte mult și nu putem ierta. Și atunci acea povară este dusă de noi, nu de persoana care a greșit. Învățăm toate aceste lucruri la seminariile pe care eu împreună cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan le-am pregătit și le pregătim în continuare. Și cu această ocazie aș vrea să vă anunț că pe 24 februarie o să fim la München. Deja acolo este sold out, dar bilete se pot găsi și la Cluj, pe 17 martie la Cluj, o să avem seminar nivelul 1 și 2 într-o singură zi. Am hotărât să luăm varianta de o singură zi, fiindcă sunt foarte multe persoane care vin de departe și atunci să fie un cost mai mic pentru hotel, masă și alte lucruri care înseamnă un cost în plus, stând 2 zile într-un oraș. Și atunci am restrâns cele 2 nivele, am făcut într-o singură zi, va fi o zi plină de dimineața de la 10 până seara la ora 18, cu o pauză de prânz pentru lunch, dar foarte multă lume a fost încântată ca aceste 2 nivele să fie comasate și să le avem într-o singură zi. Deci pe 17 martie o să avem la Cluj, după aceea pe 30 martie la Chișinău. La Cluj va fi susținut seminarul în sala de la cazinoul din Cluj. Este chiar în centrul cazinoului, lângă Parcul Central. La Chișinău se va ține la Facultatea de Medicină din Chișinău. O să găsiți detalii pe site pentru a putea cumpăra bilete. La București, pe data de 20 aprilie, o să avem seminar nivelul 1 și 2 la Sala d'Ales, acolo unde ați fost obișnuit să ne întâlnim. Este o sală în care am fost foarte bine primiți de fiecare dată. Avem o echipă minunată acolo care ne-a ajutat să desfășurăm cât mai bine aceste seminarii. Deci, la fel, pe 20 aprilie, de la ora 10 până la ora 18. Aceste seminarii vor fi transmise și online. După care o să plecăm în Dublin și în Canada, în luna mai. Vom fi plecați acolo și pe 15 iunie vom fi la Constanța cu o conferință. Încă nu am postat biletele pentru Constanța, dar probabil într-o lună de zile o să avem toate setările făcute să putem pune în vânzare și biletele de la Constanța. Bun. O să luăm astăzi persoane care cred că au o problemă de neiertare, de neiertare de sine sau neiertare aproapelui, fiindcă am găsit cazuri în care au fost persoane în care a persistat neiertarea și atunci a trebuit făcută o terapie în care să găsim, să vedem din ce cauză acea persoană, ce este în subconștientul acelei persoane care o împiedică să ierte. O să vă rog să ridicați, văd că avem deja câteva mânuțe ridicate. Să vedem. Este extraordinar, avem foarte multă lume și astăzi. Mă bucur că această platformă, aceste webinarii sunt gratuite. Această platformă de 500 de locuri este destul de scumpă și mă bucur că dumneavoastră v-ați luat timp și doriți să beneficiați de acest lucru pe care eu am dorit să vi-l ofer.
Avem aici mai multe persoane care au mâna ridicată. Vedem. O să testez să vedem pe cine trebuie să luăm. Uite, avem aici Florin Oplica, fiindcă de foarte multe ori avem persoane, fete, foarte multe fete. Deci, Florin, te-am făcut panelistul, să te rog să... Da. Și o să te rog să deschizi și videoul și microfonul. Okay. Trebuie să-mi deschideți microfonul de la Zoom. De pe bara de Zoom. Să rămână, Doamne ajută! Doamne ajută și bine ați venit la webinarul nostru. Mă bucur să vă revăd. Ceva se aude acum în microfon. Te trebuie doar. Soția are și ea. Ok, trebuie să oprească. Am să închid în sonor. Da? Da. Se aude microfonul. Efrem, mă auziți bine? Sau Va, da. Bun. Da. Florin, care este problema ta de neiertare? Cred că foarte mult timp nu m-am iertat pe mine. Am socotit că nu am fost aproape de părinții mei înainte de a se duce din lumea aceasta. Nu am fost destul de apropiat de ei și foarte mult am suferit în sinea mea și nu m-am iertat mulți ani. Nu știu, acum poate Încă s-a nu mai te-ai dus. iertat. Da, încă ești Probabil. acolo neiertare față de părinții tăi. Da. Și asta, într-adevăr, îți afectează viața, această neiertare. Bun. Ei, nu cred că au fost ei supărați pe mine, dar n-am fost destul, odată am fost la facultate, o perioadă când mama era bolnavă și mă simțeam foarte vulnerabil, simțeam că dacă îi ajut, s-ar putea să clachez eu. Asta a fost și după aia m-am învinovățit pentru neputința mea de a susține, de a avea puterea de a mă proteja în același timp și a susține. Am fost totdeauna empatic, foarte empatic, mai ales că aveam o alimentație mai restrictivă, vegană, să zic așa, și simțeam toate alea la ceilalți. Și mi-a fost greu. S-a ocupat sora mea și când, înainte de a se duce tata, am stat foarte puțin cu el și am suferit foarte mult pentru asta. Am fost plecat, sunt și acum în Londra și am fost acolo și pe mine a fost oarecum, aveam eu anumite suferințe și oarecum le vedeam în oglindă, suferințele mele cu ale lor, și la unul și la celălalt. Da, încă se simte aici pe piept, încă se simte povară. Eu simt ca o, parcă s-a pus ceva pe piept. Foarte interesant. Bun. Haideți să vedem noi ce te împiedică pe tine să te ierți legat de această situație care a fost, această durere față de părinții tăi. Florin, Florin, Florin. Bun. Așa cum știu, poate sunt și persoane noi, eu am dezvoltat propria metodă, am făcut niște tabele care reprezintă energiile și informațiile care ne afectează viața și energiile și informațiile nefavorabile și pe partea cealaltă avem energiile și informațiile favorabile. Deci o să lucrez cu aceste tabele pentru a te ajuta să scapi de această neiertare care încă este acolo în subconștient. Doamne ajută Doamne, să... bun. Florin, 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 da, testăm pentru Florin. Această neiertare este întreținută de o energie
Pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Neacceptare. Da. Deci, este încă acolo neacceptare că nu ai putut să faci tot ce trebuia. Putem să scoatem, da. Cu magnetul de jos în sus o să scoatem această neacceptare. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de neacceptare și toate efectele acestei neacceptări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această neacceptare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și acceptare, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera imediat. Amin. Am reușit să curățăm neacceptarea, da. Mai există vreo energie, vreo informație? Mai este o informație care te împiedică să ierți, da. Această informație este coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. Are și o informație de captivitate. Acelui gând a fost că nu ai făcut, deci tu ai rămas captiv acelui gând, că nu ai făcut tot ce trebuia pentru părinți. Îmi scoate, da. De jos în sus, inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia de neiertare și toate efectele acestei neiertări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această neiertare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și iertare. Pentru ca tu să te poți ierta, să mergi înainte cu ușurință și bucurie. Amin. Amin. Mai este un lucru care te împiedică să te ierți? Da, acest blocaj este coloana A. Tot o informație, coloana A. Slăbiciune. Te scoate, da. O informație de slăbiciune. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată informația de slăbiciune care te împiedică să te ierți și toate efectele acestei slăbiciuni și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această slăbiciune și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și putere, pentru ca tu să ai puterea de a te ierta, să mergi înainte cu ușurință și bucurie. Amin. Mai există vreo informație care te împiedică să te ierți? Mai este vreo energie? Da, energie, da. Mai este vreo energie care te împiedică să te ierți? Aceasta este pe coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Frică. Este și frică la baza acestei neiertări. Scoate, da. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv, toată energia de frică și toate efectele acestei frici care te împiedică să te ierți și în locul acestei frici, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire, curaj și încredere în tine și în puterea divină, că o să te poți ierta să mergi înainte cu ușurință și bucurie. Amin. Mai există un lucru care te împiedică să te ierți? Mai este un lucru ascuns? Bun, acum putem să scoatem toată acea neiertare pe care a rămas acolo blocată la tine. De jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu puterea de a elimina toată neiertarea și toate efectele acestei neiertări și toată suferința sufletească care a fost întreținută de această neiertare și în locul acestei neiertări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și vindecare sufletească și trupească, pentru ca tu să te poți vindeca, să mergi înainte cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt și să faci numai bine. Amin. Și să scoatem această neiertare, da.
Bun, și acum să punem iertare de sus în jos, o să introducem iertare. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și cunoștință corpului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu iertare, pentru ca tu să te poți ierta cu ușurință și bucurie, să te dezlegi de trecut și să poți să aduci pace în minte, corp și spirit. Amin. Mai e nevoie de ceva? Mai este nevoie să punem ceva la tine, să vedem ce altceva. Corpul tău mai are nevoie, coloana A. Pace trebuie să mai pui. Da. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu pace, pentru ca tu să ai pace în minte și în suflet, pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Ai nevoie de ceva? Nu mai este nevoie de altceva. Perfect, minunat. Mă bucur nespus că am putut ajuta. Păi, Mulțumesc, la doamnă. conferința din Londra, din câte mi-aduc aminte. Nu-i Așa așa? este, așa este, da. Bine, Așa este, da. podcast. Nașa Margareta era acolo. Tu ne-ai ajutat foarte mult atunci cu flyerele. Da, a fost o acțiune destul de scurtă, timpul a fost foarte scurt, dar lumea a fost multă și receptivă și a fost o adevărată încântare să fim acolo. Și Și poate pentru noi a fost. Dumnezeu anul acesta să reușim să ajungem din nou. Doamne ajută să Doamne, rămână, să bine. ajute, Doamne ajută. Mulțumim, Florin, de participare. O să rog pe Maria să te scoată ea. Între timp, eu o să prezint cartea. Deci avem cartea Medicina Sufletului, care de această dată am pregătit și tabelele care vin cu această carte și câte un magnet. Am postat această carte și pe site, de unde poate fi cumpărată. Am făcut un contract cu FanCurier, au fost foarte drăguți cei de la FanCurier și ne-au ajutat pentru a putea face să ne faciliteze ajungerea cărților cât mai repede la dumneavoastră. Un an de zile am încercat să funcționăm cu poșta română și a fost multă bătaie de cap, din păcate. Așa că mulțumim FanCurier până la urmă care ne-a dat această ofertă și această posibilitate de a colabora cu ei. Și așa cum am văzut, lucrurile merg foarte bine. De 2 săptămâni am început să facem acest delivery cu FanCurier și într-adevăr, oamenii au fost foarte încântați. Este un pic mai scump decât poșta română, dar este important ca această carte să ajungă la timp la dumneavoastră. Bun. O să mai luăm pe altcineva, să vedem cine mai avem aici. Alina Sârbu. Să te rog să deschizi și video și Bună seara! Bună seara și bine la noi, Alina. Doamne Mă ajută! bucur enorm, Doamne ajută! Am așteptat momentul ăsta, am zis sigur o să vă ies la măsurătoare să mă luați pe mine. Sunt Alina Sabău, nu Sârbu, dar mi-am Da, dat seama că e vorba da. de mine. Da. De unde ești tu, Alina? Eu sunt în Italia, la Roma, Alina, bravo. practic terapia dumneavoastră, am și eu rezultate, slavă Domnului. Ne ajută, mă bucur nespus. Dar pe mine lucrez, pe mine, dar nu cred că obțin rezultatele care le-aș dori eu. De aceea apelez la dumneavoastră. Este acolo o problemă de neiertare. Sunt mai multe probleme. Da, eu sunt foarte ranchiunoasă, așa. Deși spun că iert ușor, rămâne tot timpul ceva acolo. Nu reușesc să iert până la capăt, așa Ceva te profund. împiedică să ierți. Da. Da, este foarte important să lași, fiindcă ți-așadă acea pace în suflet.
Tu, dacă ești ranchiunoasă, nu o să poți să primești nici informația imediat în terapie. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegi că dacă vrei să practici lucrul ăsta, trebuie să fii în stare să ierți. Ca acel flux divin, fiindcă Dumnezeu ne dă darul acesta de comunicare cu El și cu Cel care cere ajutorul. Dar noi trebuie să fim un canal curat și perfect. Dacă nu iertăm, acel canal nu poate să fie curat. Deci face parte cei care doresc să practice, este foarte important să se detașeze de tot și de toate, să înțeleagă că sunt niște slujitori, Da. să ajute pe cei care cer ajutorul. Dacă vreți să facem lucrul acesta, dacă nu, faceți altceva. Dar Nu, nu, îmi doresc foarte mult dacă îi și doresc așa de mult, atunci o să fie foarte ușor să renunțe la ranchiun. Deci, indiferent cine ce face, o să înțelegi că nu are importanță acest lucru. Fiindcă e mult mai important în a aduce bucuria vindecării cuiva decât să ții supărare sau ranchiună pe cineva. da, eu mai mult pe mine însumi, ca mamă, nu mă pot ierta și, să zic așa, și cu soțul, țin mai multe zile așa de ranchiună. Adică eu nu sunt rea așa din fire, dar un Dar pic de uite, orgoliu ai energie de îmbufnare. rămâne acolo. Îmbufnare, un pic de orgoliu, un pic de mândrie, un pic de ceva, ceva este acolo tot timpul. Da, într-adevăr. Deci hai de prima să scoatem îmbufnarea de acolo, la tine. Alina, Alina, Alina. Da. Să scoatem îmbufnarea de jos în sus. Inspiri pe nas, expiri pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de îmbufnare și toate efectele acestei îmbufnări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această îmbufnare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, acceptare și iertare pentru ca tu să poți face cu ușurință și bucurie orice îți propui. Amin. Mai este un blocaj care te împiedică să ierți, dar acest blocaj este tot energie. Colana, colana pe rândul 1. Nervozitate. Energie de nervozitate. Haideți să curățăm. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și toți care știți că aveți nervozitate, scoateți-o odată cu noi. Eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de nervozitate. De la Alina și de la toți cei care participă acum. Și toate efectele acestei nervozități asupra voastră și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această nervozitate și toate motivele care au declanșat-o sau care o întrețin, de orice natură ar fi acestea, fizice, mentale, emoționale sau spirituale, și în locul acestei nervozități, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți vindeca și echilibra și să poți ierta cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Da, foarte bine. Bun, mai există un blocaj care te împiedică să ierți, da, acest blocaj este tot energie, coloana, coloana pe coloana C, rândul 3, rândul 4, 5. Greutate, apăsare. O putem scoate? Nu putem scoate. Trebuie să vedem ce e cu greutatea asta și apăsare. Știm când a fost. Câți ani ai tu, Alina? 40. Această greutate și apăsare a fost înainte de 20, înainte de 30, înainte de 35. La 32 de ani a fost o greutate și apăsare care te împiedică să ierți. Să scoatem, putem să scoatem. Dacă ți-aduce aminte, o să poți să ne spui. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de greutate și apăsare care te împiedică să ierți și toate efectele acestei greutăți și apăsări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această greutate și apăsare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să poți să ierți cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt. Amin.
Mai există vreun blocaj care te împiedică să ieți? Da, acest blocaj este tot energie, coloana A, rândul 1. Ai și o energie de victimă. Îți cam Da. place să te victimizezi. Ma, da, eu zic acum că am ieșit din victimizare, dar cam toată viața mea așa am fost o victimă. Am stat în spațiul ăsta, dar acum am conștientizat și încerc de răzputeri să ies din victimizarea asta. Da, încă mai este acolo. Haide să o scoată. De la tine și de la toți cei care consideră că au această energie. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de victimă. De la tine și de la toți participanții care au această energie. Și toate blocajele și distorsiunile generate de această energie. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această energie de victimă și toate efectele asupra ta. Și în locul acestei energii, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera imediat. Amin. Mai există vreun blocaj care te împiedică să ierți? Da, acest blocaj este informație de această dată. Coloana A, coloana B. Despre tabelul informațiilor am vorbit la nivelul, la masterclass. Deci, poate pentru unii încă nu este familiar, la masterclass am predat tabelele informațiilor nefavorabile și favorabile. Deci, vă așteptăm, o să avem postate și pe site aceste seminarii și masterclass-ul, deci vor putea fi cumpărate și de pe site, pentru a putea înțelege mai mult ce este cu aceste tabele și să înțelegeți metoda de lucru. Este explicată și în carte, dar la seminarii, pe video, este mult mai ușor de înțeles și de văzut practic cum se aplică aceste tabele. Bun, deci este vorba despre o informație la tine care te împiedică să ierți. Această informație este pe coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. O informație de degradare. Putem scoate? Nu putem scoate. Este asociată cu încă ceva, cu o informație, cu o energie. Pe coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. O energie de întunecare. Deci e un cocktail acolo, informație de degradare cu energie de întunecare care pe tine te împiedică să ierți. Putem scoate? Da. Inspiri, expiri, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de degradare asociată cu energia de întunecare și toate efectele acestei degradări și întunecări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această informație de degradare și întunecare și în locul acestor energii și informații, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți vindeca și echilibra și să poți să ierți pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Da. Mai există vreun blocaj care te împiedică să ieți? Mai sunt blocaje ascunse care te împiedică să ieți? Mai este o memorie care te împiedică? Deci, ați văzut de mai multe la mai multe seminarii. Nu ne oprim la o simplă întrebare. De multe ori trebuie să căutăm, să vedem. Fiindcă fiecare cuvânt din întrebare contează. În situația asta mai este o memorie care te împiedică să ierți la tine. Și această memorie este o informație sau este vorba de o energie, memoria unei energii care te împiedică să ierți. Și această memorie este pe coloana A, coloana B, coloana C, rândul 1, rândul 2, rândul 3. Memoria unei furii te împiedică să ierți. Putem scoate? Da. De jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată memoria de furie care te împiedică să ierți și toate efectele acestei memorii și rugăm Îngerii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această memorie și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru,
armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să poți ierta cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt. Și rugăm îngerii Domnului să reseteze memoriile din corpul tău pentru a transmite semnale corecte. Amin. Nu mai există altceva. Bun, acum să scoatem neiertarea de jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia și toată informația de neiertare și toate motivele care au întreținut-o sau au declanșat-o, de orice natură ar fi aceste motive, fizice, mentale, emoționale sau spirituale. Și în locul acestei neiertări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și iertare, pentru ca tu să poți ierta cu ușurință și bucurie. Amin. Perfect, nu mai trebuie pus altceva. În regulă. Mulțumim! Mă bucur enorm că v-am cunoscut în sfârșit. Vă tot trimit mesaje pe WhatsApp, câteodată îmi răspundeți, câteodată nu, dar mă bucur enorm că am avut posibilitatea să lucrăm. Da, este de preferat să scrieți pe e-mail cel care îmi scrieți, fiindcă caut să răspund în ordinea e-mail-urilor. Acum deja sunt destul de în urmă cu răspunsul. Sunt și seminariile și conferințele. Știți foarte, v-am anunțat că lucrez, fac o aplicație pentru cei care Da, o doriți. așteptăm. Eu o aștept foarte mult. În februarie a zis. Ne străduim să... nu știu dacă va fi gata, fiindcă este foarte mult de lucru aplicat și trebuie să o și probăm, să fim siguri că funcționează foarte bine și metoda de implementare, fiindcă va fi un... va putea fi descărcată din App Store. Deci nu este o treabă foarte ușoară de executat, dar ne străduim să o facem cât mai curând cu putință. Bine, mulțumim! O să rog pe Mulțumesc din Maria suflet. să... Vă îmbrățișez. Cu drag, Doamne ajută! Ca Doamne să ajută. putem să mai luăm și pe altcineva. Să vedem pe cine mai putem lua. Laura Mihaela. Ce să rugăm? Laura Mihaela, ți-am dat, trebuie să accepti, am dat promotul pe panelist. Și o să te rugăm să ne deschizi camera și microfonul. Și de pe Zoom, este partea de jos, bara de pe Zoom. Da. Un pic să aprind lumina. Da, vă rog. În regulă. Bună seara. Bună seara și bine ai venit la noi. Și eu mă bucur. Eu sunt din Iași. Din Iași. Minunat. În sfârșit și din România. Foarte bine. Da, mă bucur foarte mult că am ocazia să intru în direct dumneavoastră, pentru că după cum este titlul acestui webinar, vreau și eu să mă iert pe mine. Și nu știu cum. Bun, haide să vedem ce te împiedică să te ierți. Păi tocmai că nu știu. O să aflăm acum, subconștientul tău o să ne Vreau dea. să mă iert pentru absolut tot. Știute, neștiute, și pentru atașamente, și pentru dependențe, și pentru așteptări, și pentru orice. Și pentru Bine. că am țipat la copilul meu când era mic și mă simt vinovat că am țipat. Toate mămicile mai și țipă câte un pic. Dar important e să ne dăm seama și după aceea să discutăm cu copiii noștri cât mai frumos și să aducem acolo echilibru și armonie. Bun. Deci, Laura Mihaela, Laura Mihaela, există vreun motiv care te împiedică să te ierți? Da. Acest motiv este...
O energie nu este informație. Coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Frica. Frica Vreau de... să o scot. Știu, e frica, frica de când am curaj să acționez și amân și nu vreau să mai Hai amân. să scoatem. De jos în sus, o să faci odată cu noi. Scoatem toată frica de la tine și de la toți cei care participă astăzi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum, total, profund și definitiv, toată frica de la Laura Mihaela și de la toți participanții la acest webinar și toate efectele acestei frici și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această frică și toate efectele asupra ta și asupra participanților la acest webinar și în locul acestei frici, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, încredere în tine și în puterea divină, că o să te poți vindeca și ierta. Amin. Scoatem. Da. Mai există vreun blocaj care te împiedică să te ierți? Da, acesta este o informație de această dată. Coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Pare și o informație de blestem. Da. O mai auzi, mi-a spus și mult. Mai și altcineva mi-a spus asta. Da, dar chiar și tu te-ai blestemat. Deci ai spus vorbe care să fie rău sufletului tău, ca și cum te-ai autopedepsit. Deci apare și autoblestem. Poate, nu știu cuvintele care le-am folosit. Da. Poate când era mai mică, nu știu. Da. Haideți să scoatem, nu mai are importanță. Important este să conștientizăm și să dăm drumul să plece. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm tot blestemul de la Laura Mihaela și toate efectele acestui blestem și toate programele care ar putea reactiva acest blestem și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze tot acest blestem care te împiedică să te ierți și în locul acestuia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și iertare și cerem iertare lui Dumnezeu pentru această atitudine greșită. Și dacă cineva te-a blestemat vreodată, îi iertăm, îi dezlegăm și îi binecuvântăm să meargă în pace, să nu te mai supere niciodată pe tine și pe tot neamul tău fizic și spiritual. Și dacă tu ai provocat pe cineva să facă acest lucru, cerem iertare. Amin. În regulă. Mai este un blocaj care te împiedică să ierți. Acest blocaj este o energie pe coloana A, coloana B. Rândul 1, rândul 2, rândul 3. O energie de încrâncenare. Te scoate, da. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de încrâncenare și toate efectele acestei încrâncenări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această încrâncenare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și detașare, pentru ca tu să poți ierta cu ușurință și bucurie, să aduci vindecare sufletească și trupească. Amin. Bine. Mai este un blocaj care te împiedică să te ierți? Nu. Mai este un blocaj care te împiedică să ierți pe alții? Da. Deci, a fost problemă și de neiertare pe tine, dar și pe alții. Da, și vreau să iert. Tot, știut, neștiut, nu cunoscut, necunoscut. Blocajul care te împiedică să ierți pe ceilalți este informație, coloana A, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. E o informație de chin. Deci, la nivel subconștient, probabil, ai simțit chin venind din partea altor persoane și atunci subconștientul tău este greu să spună, da, am iertat. Cu tot chinul trăit, am iertat.
Hai să scoatem această informație de chip. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de chin de la Laura Mihaela și de la toți participanții acestui webinar și toate efectele acestui chin asupra ta și asupra capacității tale de a ierta și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze tot acest chin și toate efectele acestui chin și în locul acestui chin, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, vindecare sufletească și trupească, pentru ca tu și toți participanții la acest webinar să puteți ierta cu ușurință și bucurie. Amin. Scoatem acest chin. Da. Da, de la foarte multă lume s-a curățat acest chin. Minunat. Mai există vreun blocaj care te împiedică să ierți pe ceilalți? Mai sunt blocaje ascunse care te împiedică? Mai este vreo memorie care te împiedică să ierți pe ceilalți? Nu mai există altceva. Bine, hai să scoatem noi toată neiertarea. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. Toată lumea, da? În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată neiertarea care îți afectează starea ta de sănătate și echilibrul tău mental și emoțional. Și toate efectele acestei neiertări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată neiertarea și toate efectele asupra vieții tale și a tuturor participanților și în locul acestei neiertări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și iertare, pentru ca toată lumea să poată ierta cu ușurință și bucurie. Amin. Bine. Minunat. Bun. Mulțumesc că ai putut să ai fost de acord să particip la acest webinar. Eu mă bucur foarte mult. Acum înseamnă că o să mă accept pe mine așa cum Da. sunt. O să te accepti așa cum ești tu și o să-ți fie mai ușor să ieși. Nu o să mai simți ca pe o povară atunci când greșește cineva. Puterea ta de înțelegere va fi mult mai mare și toleranța va fi mult mai mare pentru așa, pentru iertare. Și o să înțelegi că nu are niciun rost să ține iertarea acolo, fiindcă este o povară, în primul rând pentru tine și după aceea generează în viața ta deficiență de comunicare, boală, suferință, nesomn, neliniște, respirație greoaie, o grămadă de alte lucruri care, în primul rând, te afectează pe tine. Și dacă înțelegi că neiertarea te afectează pe tine, atunci o să renunți foarte ușor la ea. Da, mulțumesc frumos. Înseamnă că de acum am să simt o ușurare mai mare în a mă ierta pe mine și față de ceilalți. O să-ți fie mult mai ușor să faci acest lucru. Și să mă accept așa cum sunt. Bineînțeles. Bine. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Și noi mulțumim. O să rugăm Mulțumesc. pe Maria să te scoată ca să putem să luăm pe altcineva. Maria, mă ajut, te rog. O să mai luăm o persoană. Foarte multă lume a ridicat mâna. Sunt 79 de mâini, foarte greu să... Pop Florica. Să rugăm să dea acceptul. Deci, Pop Florica. Eu să luăm pe altcineva.
Nu știu ce s-a întâmplat, nu merge. Ionela Aranaciu. Deci, Ionela, o să te rog să dai acceptul. Ionela, te rog dacă poți să deschizi ca să ne putem auzi. Ok, mai încercăm altcineva. Mirela Zirna. Deci, Mirela, o să te rog să ne deschizi. Am dat panelist, trebuie să accepti. Deci, Mirela, poți? Vedem aici pe Pop Florica. A intrat. Ok, trebuie să nu deschideți videoul. Pop Florica, să nu deschideți videoul și microfonul. Deci, Pop Florica, dacă se poate să deschideți. Deci nu merge. Dobre, Ana. Ei, trebuie să-mi deschizi microfonul de pe bara de la Zoom. Bună seara! Da? Bună seara! Mă bucur foarte mult că am fost aleasă. Cu drag, Doamne ajută! Emoții. Nu trebuie. Prima dată la noi în webinar? Da. Le-am mai urmărit înregistrate, am mai urmărit pe YouTube. Ok. Unde ești tu localizată? Unde? În județul Neamț. În Neamț. Foarte Lângă frumos. Roma. Da, bravo. Bun. Ce problemă de neiertare ai tu? În primul rând, cred că cu mine, în relația cu mine, în relația cu copiii, și cred că în toate relațiile câte un pic de neiertare, că nu lucrăm la ea, dar nu
Mai sunt acolo, cred, cu unele energii care nu ne lasă, care să ne rezolvăm problema. Ne blochează. Hai să vedem ce te împiedică pe tine să ierți. Ana, Ana, Ana. Există vreo energie care te împiedică să ierți? Este o informație, nu? Ai o problemă de neiertare cu tine? Nu. Ai o problemă de neiertare cu altcineva? Nu cu tine. Deci nu e o problemă de neiertare cu tine. E o problemă de iertare cu altcineva. Această problemă de iertare este întreținută de informație, de o energie. Coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. De timiditate. Deci din timiditate nu poți să ieși pe cineva. Te scoate, da. Bine, hai să-l scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de timiditate care te împiedică să ierți și toate efectele acestei timidități și rugăm îngerii să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această timiditate și în locul acestei îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți ierta, să poți să ierți pe ceilalți cu ușurință și bucurie. Pentru binele tău ce mai înalt. Aici foarte tot așa. Parcă ai ieșit o bulă de aici. Ok. Mai sunt un blocaj care te împiedică să ierți pe altcineva? Mai sunt blocaj ascuns? Nu. Ai nevoie de ceva? Ai nevoie de ceva. Corpul tău are nevoie de o energie. Coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. De lumină. Bun, să punem mai de sus în jos. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință corpului tău, îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu lumină. Pentru că tu, fiecare celulă a corpului tău să fie alimentată și încărcată cu energie și lumină divină, pentru ca tu să poți ierta cu ușurință și bucurie. Amin. Ai nevoie de ceva? Mai ai nevoie de ceva? Coloana A? Deci, mai ai nevoie de informație. Coloana A? Reușită. Ai nevoie de informație de reușită. E normal la timiditate să ai nevoie de reușită. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimitem dragoste și recunoștință corpului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu reușită. Pentru ca tu să reușești să ierți cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt. Amin. Ai nevoie de ceva? Nu mai trebuie altceva. Perfect. Super. Mulțumesc mult din suflet. Da, mulțumim de participare și că ai. Are drag, are drag și cu plăcere. Și te așteptăm la seminarii. Dacă ești în România, seminariile vor fi transmise și online pentru cei care nu reușiți să ajungeți la Cluj sau la București. Așa că urmăriți pe site și puteți. Am surâgat cel de la Chișinău. Da, e aproape de tine. O să fie foarte frumos la Chișinău. Să Situația este excepțională. organizez. Doamne ajută! Da. Bine! Mulțumesc din suflet. Cu drag! Maria, o să te rog pe tine să ne ajuți să scoatem. Nu știu, cineva am făcut ceva de a dispărut. Ok, Ionela, să vedem cine dintre cei. Ionela. Eu sau? Bună seara! Mulțumesc! Bună seara!
Da, s-a întrerupt internetul. Am dat join și am rămas în aer. Ok. Ionela, da. Este ora 8 în România, dar o să mai stăm un piculeț, fiindcă este o platformă plină și faptul că sunt așa de mulți online, o să mai stăm puțin, fiindcă se pare că nimeni nu vrea să plece. Da, nu pleacă nimeni Da, până da. nu plecați dumneavoastră. Bun. Haide atunci să vedem. Cu ce crezi tu? Cu ce neiertare crezi tu că te confrunți? Păi, neiertarea pe mine însămi, dar cred că mi-am adus aminte că neiertarea atunci când a murit bunica, că n-am fost acolo și cumva că eu credeam că pot să o vindec, că n-am putut o vindeca. Nu știu ce relevanță au cuvintele, dar eu Ai consider, da. așa consideram, eram mică, mă rog, mică, 17-18 ani pe acolo. Da. Și mi-aduc aminte mereu că n-am putut fi acolo când ea a plecat. Cumva nu mă pot ierta, în special atunci. Da, mai era bunica din partea mamei. Mamei, da. Da. În general, fetițele sunt foarte apropiate că bunicile din partea mamei. De ce se întâmplă acest lucru? Fiindcă tu, ca ovulul din care tu te-ai format, a fost în burtică la bunica ta. Deci, mama ta, când s-a născut, avea deja ovulele formate. Deci, prima jumătate din tine a apărut în burtică la bunica. De acolo. De asta legătura este atât de puternică între bunicele din partea mamei. Am Este înțeles. mai puternică decât din partea taților. Am văzut de nenumărate ori această Am înțeles relație. acum. Și este o explicație. Fiindcă noi o recunoaștem mult mai repede pe bunica din partea mamei, fiindcă deja ne este familiară, fiindcă noi am fost în pântecele ei. Da, interesant. Am aflat informația asta de puțină vreme și, da, are sens. Da, este extraordinar. Bun. Hai să vedem care sunt energiile sau informațiile care te împiedică să te ierți. Este vorba de o energie, nu informație. Colana B, rândul 1, 2, rândul 3, rândul 4. Neacceptare. Te scoate, nu, e vorba de neacceptare. Ce trebuie? Ce fel de neacceptare îți vine ție în minte acum? Neacceptarea că ea a plecat prea devreme. Da. Da. Despre asta e vorba. Haideți să o scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de neacceptare, că bunica ta a plecat prea devreme. Și toate efectele acestei neacceptări și rugăm îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această neacceptare și în locul acesteia, îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și acceptare, pentru ca tu să poți să accepti cu ușurință și bucurie și să te ierți după mare mila ta, Doamne. Amin. Mai există un blocaj care te împiedică să te ierți, dar acest blocaj este o informație pe coloana B, rândul 1. Acesta este. Rândul 1. O informație de deteriorare. În spate, nu. E vorba de deteriorarea bunicii. În spate, da. Deci nu e deteriorarea ta, a fost deteriorarea bunicii, care a rămas acolo blocată la tine. Bun. De jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată informația de deteriorare
care te împiedică să te ierți. Și toate efectele acestei neiertări și acestei deteriorări și rugămânce Domnul să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această deteriorare și toate efectele asupra ta și în locul acestei deteriorări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și iertare, pentru ca tu să poți ierta, să te dezlegi de trecut, să mergi înainte cu ușurință și bucurie. Amin. Mai există un blocaj care te împiedică să te ierți? Acest blocaj este informația, o energie, cum la pe rândul. Înveșunare. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia de înveșunare care te împiedică să te ierți și toate efectele acestei înveșunări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată înveșunarea și toată neiertarea întreținută de aceasta și în locul acestora Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să poți să te ierți cu ușurință și bucurie. Amin. Mai există un blocaj care te împiedică să te ierți, mai sunt lucrări ascuns, mai sunt memorie care te împiedică să ierți. Nu mai există altceva. Bun, de sus în jos să punem iertare. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, trimitem dragoste și conștiință corpului tău. Îl aliniem, îl resetăm, îl reconectăm și îl binecuvântăm cu toată energia și toată informația necesară procesului tău de iertare, pentru ca tu să poți să ierți cu ușurință și bucurie pentru binele tău cel mai înalt. Amin. În regulă. Mulțumesc tare mult. Deja se simte altfel. Mă bucur nespus. Mulțumesc frumos. Da, se ușurează sufletul în primul rând. Exact așa simt. Ca și cum aș fi fost acolo și acum e totul bine. Doamne, Mulțumesc tare mult. e foarte important și pentru sufletul bunicii tale ca tu să ai această iertare, fiindcă ea cu siguranță a iertat, fiindcă te iubea foarte mult. Și e, pentru sufletul ei este foarte important ca tu să fii în stare să ierți și să înțelegi că ea s-a dus într-un loc bun. Da. Bunicile nu pot să ajungă decât în locuri bune, de Decât aceea sunt acolo. bunici. Așa e. Mulțumesc. Mulțumesc Cu pe drag. recunoștință. Cu drag. Bine, mulțumim. O să rugăm pe Maria să ne ajute să mai... O să mai luăm o persoană. Da, mai este cineva aici. Gata. Mihaela, o să te rugăm să ne deschizi microfon. Bună seara. Bună seara și bine ai venit la noi. Bine m-am găsit, cât mă bucur. Nu credeam că am șansa să fiu în legătură cu dumneavoastră. Unde locuiești, Mihaela? Locuiesc în Belgia, dar acum sunt în România. Doamne ajută! Bravo! Și de curând am rămas în România, am venit în vacanță în România, dar am avut un accident vascular și a trebuit să rămân aici și de o lună sunt în România. Mă refac după. Da, Dumnezeu să meargă repede toată recuperarea. Doamne ajută să rămână. Atunci hai să vedem ce anume trebuie curățat de la tine ca tu să te refaci, să te recuperezi cât mai curat. Fiindcă a fost acest eveniment recent și poate că o să vedem ce subconștientul tău, care e disperarea să rezolve ca să tu să te recuperezi cât mai repede. Da, mulțumesc. Mihaela, Mihaela, Mihaela. Blocajul cel mai mare care îți afectează procesul tău de recuperare și vindecare este o informație, coloana A, coloana B, rândul 2, 3, 4. Informație de degradare. O putem scoate? Da. Bun, de jos în sus. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm
toată informația de degradare care ți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare și toate blocajele și distorsiunile generate de această degradare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această degradare și toate efectele ei asupra procesului tău de vindecare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera imediat. Amin. Mai sunt blocaj care îți afectează procesul de recuperare? Da, acesta este. O energie, coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4. Supărare. În spate. Haideți să scoatem supărare. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de supărare care îți afectează procesul tău de vindecare și recuperare și toate efectele acestei supărări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această supărare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire, vindecare și recuperare gramnică, pentru ca tu să te poți reface imediat. Amin. Mai este un blocaj care afectează procesul tău de vindecare, da, acest blocaj este o energie. Coloana A, coloana B, coloana C. Rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. Greutate, apăsare. Te-am scoate, da. Așa este. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliminăm și dezintegrăm toată energia de greutate și apăsare care îți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare și toate efectele acestei greutăți și apăsări și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această greutate și apăsare și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare, pentru ca tu să te poți vindeca și recupera imediat. Amin. Mulțumesc. Mai există un blocaj care te împiedică să te vindeci? Mai este un blocaj care afectează procesul tău de vindecare? Nu mai este alt blocaj care te împiedică să te vindeci. O să te recuperezi 100%, să știi. Să rămână, mulțumesc. E o problemă de iertare. Nu ai problemă de neiertare, tu. Nu? Nu, dar este o... cineva nu te-a iertat pe tine. Este o neiertare proiectată pe tine. Nu întâmplător ai apărut în seminarul meu. Fiindcă este o altă situație față de ce am lucrat până acum. Este vorba, cineva nu te-a iertat. Da, nu știu. Putem... ok, neiertare proiectată. Putem scoate? Nu putem scoate. Trebuie să știm cineva din... Nu este cineva din familie. E vorba de o femeie, o persoană de gen feminin. Atâta, putem să scoatem. Bun, deci este vorba de o neiertare proiectată pe tine. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund, definitiv, toată energia de neiertare proiectată pe tine și toate efectele acestei neiertări asupra ta și asupra vieții tale și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această neiertare proiectată pe tine și cerem iertare dacă tu sau cineva din neamul tău a provocat pe altcineva să proiecteze această neiertare și în locul, și pe cei care nu te-au iertat, îi iertăm, îi dezlegăm și binecuvântăm să meargă în pace și să nu te mai supere niciodată pe tine și pe tot neamul tău, fizic și spiritual. Amin. Mulțumesc. Are, da. Ați auzit, am spus să dispară de la tine și de la tot neamul tău, fizic și spiritual. Ce înseamnă asta? Neamul fizic este frate, surori, mama, tată, veri. Neamul spiritual sunt acele legături de cununie, nășit, de botezat,
Acele sunt legături spirituale și prin legătura aceasta spirituală se pot transmite anumite lucruri. Deci, și nașii trebuie să ne alegem cu grijă. Fiindcă se pot transmite astfel de lucruri și prin această legătură. Mulțumit. Mai trebuie pus ceva? Nu mai trebuie altceva. Bine, aștept să ne dai pe... Mulțumim frumos! Da, sigur! Să-mi scrii pe e-mail cum ești. Sigur că da, mulțumesc! Sănătate, numai bine! Cu drag, s-a ajuns cu bine în țara ta de adopție acum. Mulțumesc! Bine, Doamne ajută! Doamne ajută! Maria, o să te rog pe tine. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc tuturor care ați participat, sunteți foarte mulți. Este o binecuvântare să fim împreună și chiar dacă nu reușesc să lucrez pe toată lumea care are nevoie, vreau să înțelegeți că se formează un flux de energie vindecătoare. Și toți cei care participați puteți să beneficiați, dacă conștientizați acest lucru, beneficiați de o curățenie și o curățare a corpului fizic și spiritual și se pot modifica o grămadă de lucruri în voi, în corpul fizic și în viața voastră. În momentul în care noi facem această curățenie în sufletul nostru, se așează piesele de puzzle, se așează în viața noastră și atunci apar acele sincronicități, ne punem ceva în gând și vedem că acel lucru se împlinește foarte ușor. Deci noi cu cât facem această curățenie, cu atâta lucrurile în viața noastră se schimbă și atragem lucruri minunate în viața noastră. Am experimentat-o de nenumărate ori și am reușit și văd acest lucru în fiecare zi. Prin terapiile pe care eu le fac, le văd și le descoper în fiecare zi. Așa că vă invit pe toți să îndrăzniți și să aveți curajul să iertați și să învățați. Dacă nu puteți iertați, să veniți să învățați. Pregătim aceste seminarii împreună cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Am pregătit aceste seminarii pentru dumneavoastră, ca să beneficiați și să învățați, să folosiți acele tabele pe care eu le-am făcut, da? Și cartea pe care o găsiți și pe site și la seminarii întotdeauna avem cartea cu noi, se poate cumpăra. Puteți să beneficiați de această tehnică fiecare în parte. Cartea și seminariile sunt făcute, în primul rând, să ne ajutăm noi pe noi. După aceea putem să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Este extraordinar. Foarte multă lume care deja au participat la seminarii îmi scriu că au început să lucreze pe ei și au rezultate și într-adevăr funcționează și nu le vine să creadă că au putut să facă și ei astfel de lucruri. Poate este și teama, cum aș pot eu să fac așa ceva? Dar să știți, dacă noi căutăm să gândim frumos, să așezăm în lucru, în viața noastră lucruri frumoase, atunci și Dumnezeu va pune acele daruri. Fiindcă noi darurile le primim la naștere, le primim la botez, dar le putem și dobândi. Și prin comportamentul nostru, prin grija noastră față de ceilalți, prin dedicația noastră, simplu fapt că mergem pe stradă și putem să zâmbim unui om pe stradă, fără să-l cunoaștem, dar zâmbim și măcar dăm din cap. Eu am crescut la țară și nu exista să treci pe lângă un om să nu-i dai bună ziua. Din păcate, în oraș s-a pierdut acest lucru. Dar măcar atunci când intrăm într-un magazin,
când intrăm într-un loc public, să fim în stare să comunicăm și să spunem bună ziua. Este o rare de bine să ai o zi bună, să ai o zi minunată. Și asta ne încarcă și pe noi și pe cel cu care ne întâlnim. E atât de ușor să facem lucruri minunate. Și în primul rând ne aduce nouă. Noi când dăm aceste lucruri minunate, nouă ne dăm bucuria. Și după aceea celorlalți. Deci e acea zicătoare, cine dă, ție își dă. Deci dați și dați, vouă vă dați. Eu, prin aceste webinarii, în primul rând îmi dau mie bucuria de a fi cu voi. Și este o binecuvântare să fiu cu voi și să văd că am anunțat destul de târziu acest webinar. Nu l-am mai anunțat prea devreme, fiindcă oricum nu avem decât 500 de locuri și ați văzut că platforma este plină. Dar lumea urmărește și puteți să participați. Cei care n-ați putut să intrați în direct, o să puteți să vedeți acest webinar înregistrat, care va fi postat pe site. Încă o dată vă reamintesc că pe data de 24 februarie o să fim la Munich, pe data de 17 martie la Cluj, pe data de 30 martie la Chișinău, pe 20 aprilie la București, la Sala Dales. După aceea o să plecăm în Dublin. Încă nu am stabilit data exactă pentru seminar, dar vom fi la Dublin și din Dublin vom zbura în Canada. Și pe 15 iunie la Constanța, cu o conferință. Dacă mai sunt persoane dintre dumneavoastră care își doresc și în țara lor să, și cred că există acea posibilitate de a organiza o conferință, o să ne gândim și să facem în așa fel încât să ajungem acolo unde lumea o cere. În Germania mai sunt încă 3 săptămâni până la eveniment și deja este sold out. Deci lumea din diaspora, bineînțeles și cei din România, dar și cei din diaspora sunt foarte dornici și abia așteaptă întâlnirea de suflet cu domn profesor și cu mine. Și vom face și acolo, o să luăm exemple din sală pentru a lucra, pentru a face probe practice pe persoane care se vor voluntariza, așa cum vă voluntarizați la aceste webinarii și la Munich și la seminarii. Seminariile, așa cum știți, se desfășoară cu persoanele din sală, deci se va lucra pe persoanele din sală și multă lume pleacă mult mai sănătoasă acasă. Așa că vă așteptăm la Cluj sau la București sau la Chișinău să participați cu drag. Aceste seminarii vor fi și online transmise. Deci nu uitați, intrați pe site și înscrieți-vă și specificați participarea în sală sau online, pentru ca noi să vă trimitem coordonatele necesare. Până atunci, vă mulțumesc pentru participare. Haideți să zicem rugăciunea înainte de a închide și Dumnezeu să fie cu noi toți, să-L avem în sufletul nostru și să-L lăsăm să se manifeste. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață,
Vino și te sălășuiește întru noi și curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre într-un sfânt numele Tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât herovini și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dă sănătate sufletească, trupească și mentală tuturor participanților la acest webinar și tuturor celor care vor viziona acest seminar. Și trimite îngerii Tăi, Doamne, să continue să lucreze pe ei până la finalizarea procesului lor de vindecare și echilibrare fizică, mentală, emoțională și spirituală. Că Tu ești mare și puternic și Ți-e slavă și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută să vă fie de folos. Încă mai sunt foarte multe întrebări. O să caut să mă uit. Da, persoane care, uite, cu simptome de la long COVID. Da, se poate curăța informația acelui vaccin și trebuie să, așa cum spui, este o problemă de iertare. Da, încă sunt foarte multe, sunt încă 40 de întrebări. Tabelul informațiilor îl primiți odată cu cartea, cei care comandați cartea, nu a informațiilor, tabelul energiilor. Tabelul informațiilor se dă pentru cei care participați la masterclass. Acolo o să puteți primi tabelul informațiilor. Trebuie să participați, încă nu avem în carte dezvoltat partea aceasta despre informații. Așa că o să vă rugăm să participați la webinar și îmi spuneți, în momentul în care participați la webinar, o să primiți și tabelele informațiilor. O să găsiți acest webinar, va fi în curând postat pe site pentru a putea fi cumpărat. La Cluj încă mai sunt bilete și la București întreabă cineva dacă mai sunt bilete. Okay. De asta v-am rugat să faceți cât mai scurte întrebările ca să pot să văd eu cât mai repede. Da, cineva spune că a avut un efect foarte puternic asupra ei, Luminița, ne bucurăm. Da, Lumina, la fel. Da, încă sunt. Mulțumesc la toți care ați scris și mesaje de apreciere. Foarte multă lume văd că este încântată de aceste seminarii, de aceste webinare pe care le facem, cu mare bucurie. Dar din dar se face raiul. Așa că și eu învăț de la dumneavoastră și dumneavoastră poate că învățați de la mine. Vă mulțumesc încă o dată.
Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne aibă în pază pe toți și să ne dea înțelepciunea și puterea de a ierta și a ne vindeca sufletește și trupește. Vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine.